Bună ziua și bine ați venit la prezentarea următoare, care se numește Scurtă privire critică asupra agriculturii românești și a fost aleasă pentru importanța pe care o are asigurarea cu produse agroalimentare, asigurarea siguranței și securității alimentare pe care ne-o dă, ne-o oferă o agricultură performantă. Deși au trecut mai bine de 3 decenii de la primele reforme agrare românești și 14 ani de la aderarea României la Uniunea Europeană, iar perioada ar însemna un interval suficient pentru a avea rezultate semnificative în agricultură. Dacă analizăm doi indicatori de foarte mare importanță, indicatorii agricoli, respectiv producția agricolă de cereale pe 20 de ani și valoarea producției agricole, putem să constatăm contrariu. Agricultura românească, în ansamblu ei, ca efect al politicilor agrare promovate de toate guvernele României, nu a avut o evoluție pozitivă evidentă, ci dimpotrivă se demonstrează o stopare și chiar un regres în mulți ani în cazul producției de cereale. În ultimul secol am asistat la 4 mari schimbări majore, 4 schimbări majore în evoluția structurilor agrare românești. Respectiv, marea reformă agrară din 1921, reforma agrară din 1945, urmată de colectivizarea agriculturii din perioada 1949-1962 și, în final, efectele aplicării legii fondului funciar din 1991. Toate aceste transformări, toate aceste schimbări succesive de sistem au generat instabilitate și au făcut imposibilă conceperea, dar mai ales aplicarea unui proiect agricol românesc de lungă durată, asemenea majorității țărilor vest-europene. Efectele politicilor agricole, fie că au fost reforme, fie că au fost restructurări, aplicate contradictoriu, lipsite de continuitate după 1989, au generat o agricultură fluidă, nestructurată, neperformantă, necompetitivă, neconcurențială și majoritar de subzistență, precum și trecere de la unitățile agricole mari existente în perioada dinainte de 1989, în perioada socialistă, întreprinderile agricole de stat și cooperativele agricole de producție, transformarea lor în unități agricole mici, respectiv asociații, societăți aflate în în faza de capitalism primitiv, pe o suprafață de aproape 5 milioane de hectare. Realitățile dominante din spațiul rural românesc
sunt marcate de fenomene economice și sociale grave. Cele mai evidente le reprezintă dezagriculturizarea, respectiv nelucrarea terenului și pârlogirea acestuia în proporție, în suprafață de 1,5-1,7 milioane de hectari anual, nefolosirea și sălbăticirea pajiștilor naturale, a plantațiilor de pom și vie, folosirea numai a maximum 8-10% din potențialul de irigație al țării. În al doilea rând, ne confruntăm cu dezootehnizarea prin scăderea efectivelor de animale, prin pierderea potențialului genetic al acestora și distrugerea majorității spațiilor de producție zootehnică. În același timp, asistăm la deșertificarea fizică și socială pregnantă a spațiului rural, depopularea și îmbătrânirea accentuată a populației rurale, reducerea calitativă și profesională a forței de muncă agricole. În acest fel se formează pungi imense de sărăcie severă care se extind în foarte multe zone rurale ale României. De asemenea, economia rurală, preponderent agricolă primară, cu o pondere de 60% în structura acesteia, comparativ cu Uniunea Europeană, unde media este 14-15%, are efecte negative asupra nivelului de ocupare al populației rurale active, asupra nivelului redus de procesare a materiei prime agricole și, în consecință, deformarea valorii adăugate și de fiscalizare nesemnificativă a producției agricole și alimentare. Și în final, trebuie să evidențiem dispariția vasi-totală a economiei rurale sociale, reprezentată de cooperativele meșteșugărești, micii meșteșugari, prestări de servicii rurale, fenomen care a trimis în șomaj sau la pensie anticipată 1 milion de meseriași din populația agricolă, populația rurală totală. Din analiza cauzelor care generează neperformanța tehnică și economică în agricultură, rezultă faptul că se manifestă o penurie cronică în alocarea factorilor de producție, alături de un management defectuos în majoritatea exploatațiilor agricole și a societăților comerciale, de asemenea în întreprinderile mici și mijlocii procesatoare, precum și deficiențe majore în managementul filierelor de prelucrare, stocare, procesare, comercializare a produselor agroalimentare. Cu alte cuvinte, apar disfuncționalități în funcționarea pieței agricole. Efectele penuriei de capital se concretizează în randamentele agricole reduse, comparativ cu cele din Uniunea Europeană. Avem în România 40-45% randament mai redus la producția medie de cereale,
35-40% la producția, la valoarea producției agricole primare, care în România este de 800-900 de euro pe hectar, prin comparație cu media Uniunii Europene, 1800-2000 de euro la hectar. Și mai mult, la circa 1 euro producție alimentară procesată, obținută din 1 euro producție agricolă primară, comparația este cu media Uniunii Europene, care este de 3-3,5 euro. Deci un randament extrem de scăzut în România. Analizând consumul agroalimentar românesc, putem scoate în evidență aspecte negative din punct de vedere economic și social, atât pentru agricultură, cât și pentru echilibru economic general al țării. Ponderea cheltuielilor alimentare în cheltuielile totale ale populației reprezintă 40-45%. O cifră foarte mare pentru veniturile populației din România și așa mult sub media Uniunii Europene. Ponderea autoconsumului este mult mai ridicată, este chiar cea mai ridicată din Uniunea Europeană, cu componența ei de 27 de state, iar ca mărime anuală, consumul alimentar pe locuitor în România se află la nivelul minim de subzistență. În același timp, trebuie să sesizăm structura cheltuielilor alimentare cu componenta de import, care deține o pondere mult prea ridicată, de neacceptat pentru o țară agricolă ca România. 17,9% din consumul alimentar și 34,1% din cheltuielile bănești pentru alimente le reprezintă cheltuieli cu mărfuri aduse din import. România a importat anul trecut, în 2020, 10,9 miliarde de tone de produse agroalimentare, în creștere cu 21% față de 2019, iar valoarea a crescut cu 6%, ajungând la 8,93 miliarde de euro față de 8,43 miliarde de euro în 2019. Aceeași situație o regăsim și la exporturile din România. România a trimis anul trecut, 2020, 16,4 miliarde de tone de produse agroalimentare către alte țări, în scădere cu 17,4% față de 2019, când cantitatea era 19,8 miliarde de tone. Valoarea exporturilor în 2020 a scăzut cu 2,7%, ajungând la 6,9 miliarde de euro. Toate acestea decurg din structura exploatațiilor agricole românești pe categorii și clase de mărime. Aveți în tabelul
afișat pe ecran. Prima parte a acestei structuri, care cuprinde, în primul rând, gospodăriile nefinanțate, cele care au sub un hectar suprafață agricolă și care, după cum observați, reprezintă 34,5%. A doua categorie o reprezintă fermele de subzistență și semisubzistență, care au suprafață cultivată între 1 hectar și 10 hectare. După cum se poate observa din tabel, numărul fermelor descrește pe măsură ce crește suprafața. Deci dacă avem 386.000 de ferme cu suprafață cultivată între 1 și 2 hectare, avem doar 12.000 de ferme cu suprafață între 9 și 10 hectare. Toate acestea fac ca fermele de subzistență să reprezinte 21,2% din suprafața totală cultivată, și această categorie împreună cu gospodăriile nefinanțate fac 50% din totalul fermelor care nu aduc în piață niciun fel de produs, pentru că producția, randamentul agricol și producția agricolă nu permite comercializarea de bunuri, ci doar autoconsumul și supraviețuirea. Este o situație care duce la sărăcie și la distrugerea satului românesc. A treia categorie o reprezintă fermele familiale cu suprafață între 10 și 100 de hectare. Și după cum vedeți, tendința de scădere a numărului de ferme pe măsură ce suprafața agricolă crește se menține, la fel ca și la fermele de subzistență și semisubzistență. Avem aici un total de 60.000 de ferme pe toată categoria, care reprezintă 10,2% din suprafața totală cultivată din România. Ultimele categorii, ultimele ferme, cele între 50 și 100 de hectare, reprezintă doar 6.000 de ferme în România, respectiv 10% din totalul fermelor. Abia de la această categorie putem să vorbim despre firme care intervin în circuitul economic, care reprezintă sursă de materii prime pentru industria de produse agroalimentare și pentru export. Și ultima categorie, fermele comerciale, cu suprafață cultivată între 100 și mai mult de 1000 de hectare, reprezintă 34% din suprafața totală agricolă a României. Aceasta este, aceasta împreună cu firmele, fermele familiale, reprezintă acei agenți economici care furnizează alimente, produse agricole
atât pentru consumul curent al populației în stare proaspătă, cât și pentru industria prelucrătoare. Însă, reprezintă doar 40% din suprafața totală cultivată. Deci 60% din suprafața total cultivată a României este autoconsum. Mult mai concludentă este exprimarea sub formă de grafic, în care avem cu albastru gospodăriile agricole nefinanțate, respectiv 34,5, fermele familiale, fermele de subzistență și semisubzistență cu portocaliu în procent de 21,2%, apoi fermele familiale în procent de 10,2% și fermele comerciale cu 34,1%. De asemenea, putem să facem analiza pe clase de mărime, respectiv după număr și după suprafață. După număr, în categoria de între 100 și 500 de hectare suprafață agricolă, avem 43% suprafață și 76% ca număr. Deci remarcați discrepanța între număr și suprafața cultivată, ceea ce duce la randamente scăzute, la lipsă de productivitate. Și ce este cel mai grav, fermele mari, peste 5.000 de hectare în fiecare, reprezintă doar 7% și sunt 35% în toată țara. Toată această stare de lucruri a avut ca efect imediat imposibilitatea aplicării de tehnologii corespunzătoare și chiar revenirea la unele procedee rudimentare de practicare a agriculturii. Dar efectul resimțit de întreaga populație a fost obținerea de producții reduse la hectar, respectiv producții reduse pe animal și, în final, scăderea capacității de producție a agriculturii. Ca urmare, trebuie să ne punem problema găsirii unei strategii care să ne permită depășirea acestei situații defavorabile, crearea condițiilor care să permită asigurarea cu produse alimentare din producția internă a populației României și exporturi corespunzătoare suprafeței agricole a României și a calității pe care a avut-o cândva de grânar al Europei. În aceste condiții, principalul obiectiv pe termen scurt al restructurării agriculturii românești trebuie să fie creșterea producției agricole în vederea satisfacerii cerințelor de consum ale populației și scăderea importurilor de produse agricole. Pentru aceasta este necesară recurgerea la o serie de măsuri tactice. Acordarea de credite pe termen scurt cu dobândă redusă pentru producția tuturor categoriilor de exploatații agricole și rambursarea eventuală a acestora prin produse. În al doilea rând,
acordarea de facilități, mergând până la gratuitate în aprovizionarea cu îngrășăminte, insectofungicide, ierbicide, carburanți, apă pentru irigații, la prețuri subvenționate de stat, în vederea creșterii premiselor aplicării de tehnologii avansate, care să ducă la sporirea producției agricole. De asemenea, este necesară asigurarea posibilității de valorificare a produselor agricole la prețuri remuneratorii, care să garanteze obținerea de venituri stabile pentru producătorii agricoli și mai ales obținerea de profit, stimulând astfel producătorii agricoli să vândă statului produse agricole. Nu în ultimul rând, este necesară repunerea în funcție a sistemelor de irigații și în același timp subvenționarea cheltuielilor legate de aducțiunea apei până la hidrant. Asta pe termen scurt. Pe termen lung, obiectivul principal îl constituie dezvoltarea agriculturii ca un sistem unitar capabil să valorifice la maximum resursele materiale și umane în vederea realizării eficiente a principalelor sale funcții, precum și în vederea practicării unui sistem de agricultură modern, performant, înscris pe coordonatele dezvoltării europene. În acest sens, se conturează ca direcții de acțiune. În primul rând, întărirea proprietății private în agricultură, coroborată cu exploatația privat-familială, pentru înscrierea acestei ramuri într-o economie bazată pe principiile economiei de piață. În acest context, trebuie finalizată aplicarea legii fondului funciar, aplicarea legii arendei, a legii privatizării și elaborarea unui cadru legislativ corespunzător, reprezentat în final de legea cadastrului, legea liberei circulații a terenului, legea camerelor agricole, legea creditului agricol, legea cooperației în agricultură. În al doilea rând, stimularea creării de exploatații agricole viabile, de dimensiuni teritoriale corespunzătoare, care să permită utilizarea eficientă a mijloacelor tehnice și aplicarea de tehnologii moderne pe baza prevederii legilor care asigură cadrul juridic și instituțional al noilor structuri agrare din mediul rural. În continuare, în succesiune logică, avem diversificarea cooperării tuturor formelor și tipurilor de exploatații agricole private cu societăți comerciale situate în amonte și în aval de agricultură. Apoi, asigurarea de unor credite de lungă durată cu dobândă redusă pentru investiții privind dezvoltarea bazei tehnico-materiale și a șeptelului de animale de înaltă productivitate. Orientarea cercetărilor științifice agricole fundamentale și în special aplicative către rezolvarea problemelor stringente ale agriculturii românești. Și nu în ultimul rând,
orientarea învățământului agronomic spre pregătirea unor specialiști cu studii superioare capabili să rezolve ansamblul problemelor atât tehnice cât și economice pe care le ridică trecerea la noile structuri agrare integrate. Agribusiness-ul reprezintă o formă de structură agricolă integrată prin ajustarea dinamică la cerințele pieței și prin cooperarea producătorilor și prelucrătorilor, mai ales în domeniile aprovizionării cu resurse provenite din amonte și a comercializării produselor agroalimentare. Agribusiness-ul creează legături directe între cererea și oferta agroalimentară pe baza unor studii de piață și pe baza contractelor între corporații, ferme specializate și rețele de prelucrare și comerț. Această formă de structură agricolă a apărut inițial în Statele Unite și a devenit un sistem modern, funcțional și integrat, cuprinzând agricultura cu industriile din amonte și aval și bazându-se pe ferme foarte mari, pe marile corporații naționale și supranaționale, care își permit, au puterea să integreze producția, prelucrarea, desfacerea produselor, toate prin unități specializate. Evident că modelul a fost preluat și în restul statelor lumii. În Uniunea Europeană, însă, acest sistem de agribusiness este dezvoltat prin ferme mici și mijlocii și un sistem diversificat de cooperative. Cooperativele reprezintă asocieri între producătorii mici și mijlocii, eventual sau în cele mai dese cazuri, cooperarea fiind între producători și prelucrători, în așa fel încât fiecare să rămână specializat pe producția proprie. Agribusiness-ul european din amonte și aval cuprinde aprovizionarea și serviciile, producția agricolă, industrializarea, distribuția și comerțul. În concluzie, trebuie să spunem că, deși venitul antreprenorial agricol a crescut semnificativ în perioada de după aderare, respectiv 2007-2019, în România ea practic s-a dublat, dar se mențin decalaje destul de mari față de media europeană. Raportul dintre veniturile agricole și veniturile din ramurile non-agricole sunt în România mai mari decât media europeană, deși sunt mai mari decât în Bulgaria, Polonia sau decât media europeană. De asemenea, se înregistrează deficiențe în ceea ce privește productivitatea și competitivitatea, cu efectele cele mai intense la nivelul producătorului
mic și exportatorului mic, care nu poate face față concurenței cu producătorii specializați, mecanizați, cu care pot să aducă în piață produse ieftine și în cantități mari. Se impune, deci, îmbunătățirea orientării spre piață și spre sporirea competitivității, inclusiv punerea unui accent mai puternic asupra cercetării, tehnologiei și digitalizării. Trebuie să avem în vedere că evoluția spațiului rural al României este rezultanta unor factori de natură istorică, politică, economică, socială, conjuncturală și nu în ultimul rând de natură internațională. Pentru a fundamenta științific ceea ce trebuie să întreprindem pentru restructurarea agriculturii românești, pentru revigorarea spațiului rural românesc, pentru trezirea țăranului român, este necesar să cunoaștem foarte bine drumul parcurs de agricultura României, în așa fel încât să putem motiva atât țăranul român, cât și pe tânărul fermier în acest domeniu în care profitul este relativ mic. Nu trebuie pierdut din vedere că dezideratul fundamental al țăranului român este acela de a fi proprietarul pământului pe care îl muncește și de a produce ceea ce el consideră necesar. Tranziția în România spre economia de piață a fost lansată în condiții mult mai dificile decât în celelalte țări europene, foste comuniste. În România am asistat la o puternică centralizare în decizii, la un enorm decalaj față de nivelul mondial, la o structură energo-intensivă a întregii economii și la un număr mare de întreprinderi integrate vertical și distribuite pe tot teritoriul țării, care răspundeau foarte puțin criteriilor de eficiență economică. În aceste condiții am asistat la un declin al producției industriale, dar și agricole, în a doua jumătate a anilor 80, și, în paralel, la o scădere brutală a nivelului de viață al populației în aceeași perioadă. Criza agriculturii românești s-a datorat eșecului agriculturii colectiviste, determinat la rândul său de politici antieconomice și mai ales antițărănești pe fondul unui regim totalitar. Această politică s-a concretizat în volumul redus al investițiilor, în practicarea unor prețuri derizorii la achiziții și contractările de produse vegetale și animaliere, în centralismul excesiv al planurilor de culturi în ratele înalte de exploatare directă și indirectă a țărănimii. Efectele directe ale acestei politici de pauperizare a întregii ramuri agricole, dar mai ales
a țărănirii. S-au regăsit în dezechilibre financiare și social-umane profunde. Echilibrarea agriculturii, revigorarea întregului sistem agroalimentar, presupunea măsuri radicale de fond. Tranziția la economia de piață era necesară în perioada post-decembristă, însă presupunea o autentică reformă economică, o legislație eficientă, capabilă în modernizarea agriculturii și în modernizarea, revitalizarea spațiului rural românesc. Legile de care a beneficiat agricultura la începutul reformei naționale, legea fondului funciar numărul 18 pe 1991 în primul rând, a dus la o evoluție a agriculturii românești care se aseamănă cu cele cu evoluția celorlalte țări din estul Europei. Imediat după căderea regimurilor comuniste, a fost abandonată planificarea centralizată, a fost eliminat controlul oficial al prețurilor, iar acestea au devenit gradual libere. Cea mai mare parte a firmelor de stat a intrat într-un proces firesc de privatizare. În sectorul agricol, fostele cooperative agricole de producție și multe din fermele de stat s-au transformat. În toate aceste țări, pământul a fost redat foștilor proprietari. România însă, datorită poziției agriculturii în cadrul economiei, care se datorează atât ponderii importante a agriculturii, cât și specificității agriculturii românești, toate elementele de tranziție s-au derulat în mod semnificativ propriu. Vocația pastorală a neamului a creat legături indisolubile între individ, pământ și țară, aceste noțiuni confundându-se din această viziune mai mult sau mai puțin literară, rezultă o primă caracteristică a tranziției agriculturii românești și anume cea legată de regimul funciar, cel al proprietății funciare, agricultorul român fiind proprietar al pământului pe care îl muncește și mai puțin adeptul formei de arendare, asociere și alte forme de integrare care să permită creșterea randamentului producției agricole, creșterea producției, cantității de produse agricole oferite pieței. Din această specificitate a tranziției agriculturii românești decurge prioritatea absolută a desăvârșirii actului de transmitere integrală către țăranul român a tuturor terenurilor care i-au aparținut. Privatizarea în agricultură restructurează dimensiunea economică și socială a gospodăriei țărănești, revitalizează satul românesc, repune în drepturi firești spațiul agrar al neamului. Dar o agricultură pentru care nu avem resurse financiare
nu avem structuri manageriale, nu avem cadrul legislativ care să creeze condițiile, să motiveze producătorii în procesele de integrare în amonte și în aval, nu are șanse de reușită. De aici, intervenția statului pentru modernizarea agriculturii, a fermelor agricole, subvenționând de la buget aceste modernizări, este necesară și nu este, nu trebuie lăsată la jocul liber al pieței. E drept că în România, ca și în restul țărilor europene, există structurile de subvenționare a agriculturii, de plăți și intervenții, de dezvoltare economică rurală, însă aceste structuri funcționează pe un tipar al țărilor vest-europene care este diferit de tiparul românesc. Sprijinirea tinerilor fermieri în a se întoarce în România pentru cei care au migrat, a dezvolta ferme mici pe care de subzistență existente în România, trebuie să fie intensificată în exercițiul financiar 2021-2027. În final, pentru eliminarea dezechilibrelor în lanțurile alimentare și realizarea securității și siguranței alimentare a populației, este necesară îmbunătățirea poziției fermierilor în cadrul lanțului valoric prin integrarea activităților din amonte și aval. Vă mulțumesc pentru răbdare și atenție și vă doresc o zi bună!